Nică în urmă cu scurt timp în București, în zona Ștefan cel Mare, două tinere au fost salvate de pompieri după ce casa lor a luat foc. Fetele s-au refugiat pe balcon din cauza fumului dens. Georgiana Murgilă știe mai multe. Bună ziua, Georgiana, se știe de la ce a pornit incendiul? Bună ziua, totul a pornit de la un scurt circuit dintr-o cameră aflată la primul nivel al casei. Priza a luat foc, apoi și șifonierul aflat în imediată apropiere a întrerupătorului. N-a mai fost nevoie de mult timp și toată mobila a fost făcută scrum de către foc. Ei bine, fetele aflate acolo în cameră, este vorba despre două adolescente de 18 ani, au intrat imediat în panică. Au sunat la 112 și s-au refugiat pe balcon. Nu au putut să se evacueze până nu au venit pompierii. Aceștia s-au urcat cu o scară pe balcon și le-au salvat pe cele două fete. Ambulanțele au venit și ele la fața locului, li s-au acordat îngrijiri medicale, iar ele se află acum în stare stabilă. Însă nu același lucru se poate spune despre casă. Interiorul este totul distrus, mobila, hainele fetelor și tot ce mai era în casă, toate au fost distruse, inclusiv aparatele electrocasnice. Pompierii nu au plecat până nu s-au asigurat că nu mai există pericol pentru a izbucni un nou incendiu. Acum păgubiții încearcă să mai salveze ce pot din casă. Georgiana, îți mulțumim. Incident